vă încâmpuiți așa trei cercuri mari. În cea din dreapta ai Dumnezeu, în cea din stânga e satana și la mijloc e omenirea. Acum, Iisus a venit să dovedească lumii întregi că se poate asculta de Dumnezeu și că poți și biruitor să suferim acolo împreună cu El să ne fie dragă calea pocăinței, măcar ca acum nu te ocărește nimeni că ești pocăit. Mare dor avea fratele Niculiță Moldovean, când a compus și cântarea aceasta. Glorie Domnului! Amin. Și dorul acela ar trebui să ne însoțească pe fiecare din noi, Amin. pe toți cei care am fost răscumpărați de Isus Hristos. Amin. Glorie Domnului! Amin. Astăzi este joi seara și Într-o seară ca aceasta, de mijloc de săptămână, Domnul Iisus Hristos a văzut că i-a sosit ceasul. I-a sosit ceasul să împlinească ultima fază și ce mai greu în ascultare de Tatăl. Odată, un tânăr întreabă, frate, de ce a trebuit să vie Iisus pe pământ? Doar el era în sânul tatălui, era Dumnezeu. Egal cu tatăl. De ce a trebuit să vie aici? el tatăl l-a trimis. Păi de ce? Păi l-a trimis ca să vadă când îi om și nu Dumnezeu numai, ascultă de Dumnezeu sau nu ascultă de Dumnezeu. Ca să ne lasă și nouă un exemplu. Apoi cum așa? Așa bine. Noi trebuie să călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos. Oricine vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea, cu un alt cuvânt, cum și-a luat-o și, luat și Isus, și să merem pe aceeași cărăruie în ascultare de Tatăl. Noi, oamenii, suntem într-un perimetru, să zic, neutru. În dreapta noastră a omenirii întregi, e împărăția lui Dumnezeu și stăpân acolo Tatăl Ceresc, care, de când a ieșit biruitor Iisus asupra diavolului și asupra morții, l-a făcut pe el stăpân. Toată puterea i-a fost dată lui în cer și pe pământ. Dar de partea stângă, îi împărăția întunericului și acolo domnește păcatul, lumea și diavolul. Și noi suntem la mijloc. Vă încâpuiți așa trei cercuri mari. În cea din dreapta e Dumnezeu, în cea din stânga e satana și la mijloc e omenirea și eu și matale care mă ascult. Și Domnul Iisus Hristos a fost făcut om. Tocmai pentru ca să se arate, ascultă de Dumnezeu. Poate omul să asculte de Dumnezeu. Sau nu vrea să asculte de Dumnezeu. Tocmai cu același scop, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a luat pe Isus și l-a dus în pustie, unde nu era apă, nu era pâine, nu era haine, nu era nimic cele necesare omului. Un loc pe care îl puteți vedea dacă puneți și întrebați unde a fost Isus în pustie dus de Duhul Sfânt ca să fie ispitit de satana. Vă va arăta acolo un loc atât de aspru, unde nu este un fir de iarbă sau ceva loc pustiu complet, doar vântul șuieră printre stânci și le mai golește frigul de noaptea, căldura mare de ziua, tot macină din ele și face nisip pe care vântul selectează. Câte întoale pare că-i făină nu la, cum ziceam noi, zero, cea mai albă. Apoi mai încolo îi mai mărișor un pic nisipul și galben și după aia, în altă parte, îl selectează, e mai mare. Dar toate astea din măcinarea stâncilor pustiului aceluia. Și de ce l-a dus acolo? Tocmai ca să vadă pe cine alege, de cine vrea să asculte. Și acolo a venit Satana cu ispitirile lui și l-a ispitit pe cont de hrană, cum îi ispita mare până azi la toți oamenii. Apoi l-a ispitit cu bogăție, cum îi ispita mare la toți oamenii până azi. Și apoi l-a ispitit cu înălțare, cu minune, cu mai ales Mulți din cei care încheie legământ cu Dumnezeu îs așa de ispitiți să ajungă și ei ceva, cumva, să ajungă și ei să facă ceva, ca să fie mai deosebiți de alții. Și toate aceste ispitiri, Domnul Isus Hristos nu le-a primit. și n-a ascultat de nici una din cele pe care diavolul vroie să îi le dea. Astfel, el a creat un drum pentru omenire. Suntem între cele două mari împărății, cei doi mari împărați, împăratul lumii și împăratul slavei. Și acum, ca să ne poată câștiga pe noi, care nu eram încă nici în cercul de la mijloc, ci toți în lume, în întuneric, Iisus Hristos a trebuit să plătească un preț. Că noi eram cumpărați de Satan prin păcat, primul păcat al neascultării și al neviei de care s-a făcut vinovat Adam. Că el a avut poruncă să grijească și să lucreze grădina. dar stând așa fără grijă, de grădină, fără lucru în grădină, ascultat numai să vadă ce zice șarpele la Eva. Și la urmă a căzut și el în plasa șarpelui, prin neascultare, a dobândit moartea și despărțirea de Dumnezeu. Acum, Iisus a venit să dovedească lumii întregi, să dovedească lumii arhanghelilor și îngerilor, să dovedească cerului întreg că se poate asculta de Dumnezeu și că poți ieși biruitor în ispitele diavolului dacă te sprijinești pe cuvântul scris și pe jerfa depusă de Domnul Isus Hristos în calvar. Mărească-i numele! În felul acesta, într-o joi seara ca astăzi, Domnul Isus Hristos, văzând că e ultima lui zi între oameni și cu ucenici în jur, a făcut legământul cel nou. Legământul cel vechi să sprijinea. Pe trupul unui animal sau a mai multor animale și pe sângele animalelor. Dar toate acestea erau lucruri în afară de interiorul minții și a inimii. Chiar stropirea cu sângele animalelor era pe afară, cu busuioc și cu alte ramuri, făcut un mănunchi, sau cum zic unii din Ardeleani, mătăuz. Că până astăzi, de exemplu, la 6 ianuarie, preoții, fac așa un mănânc, un mătăuz din el și îl bagă în apă și stropește cu el. Dar atunci strope cu sânge de animal, înmulțit cu apă ca să ajungă la toți, să-i stropească pe toți. Aceasta, unde cădea stropul? Pe frunte, pe față, pe mână, pe apă, pe haine, pe încălțăminte, dar era stropiți toți. În schimb, pe inimi și pe cuget n ajuns nimic. De aceea legământul cel vechi, făcut cu evreii prin Moisă, nu mai are valoare. Și Pavel Apostolul spune că ce-am bătrânit îi aproape de pe Și el vorbește în dată după răstignirea lui Isus la câțiva anișori. Dar la anul 70 după Hristos, piere complet, Jerfelei pe obiceiile, pe preoția, pe altarul, pe templu și în cele din urmă și națiunea evreiască nu mai rămâne nimic din ea. Totuși, nu este dezrădăcinat maslinul, de care vorbea prorocul Ieremia, mazlim verde și plin cu roade numele pe care ți l-a dat Domnul. Dar deja că el a fost tăiat și noi, din niște mlădițe de maslin sălbatic, cunoașteți maslinul sălbatic, el este și în România și peste tot îl mai pun oamenii în garduri că primăvara face o floare, de umple toată strada de miros, dar nu face rod ca să poți mânca, nu-i nimic bun. Și așa eram noi. Înfloream, creșteam, aveam copii, ne făceam căs, ca toți oamenii din lume. Dar n-aducem rod și Dumnezeu ne-a luat pe noi din starea sălbatică și ne-a altoit în ciota aia, în butucul ăla care a rămas. Și astfel, seva butucului ăluia, sprijinită pe proroci și pe sămânța lui Abraham, care prin credință a ajuns credincios lui Dumnezeu, toți credincioșii au de tată astăzi pe Avram și noi suntem sămânța lui Avram prin credință în Hristos Iisus, ca Avram să trăje din oameni ca toți oamenii, dar Dumnezeu l-a chemat și l-a pus deoparte zicându-i Avram Evreu, adică pus deoparte pentru Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este și sămânța lui Iacov. Dacă te uiți, evreii de astăzi, poartă numele lui Iacov, Israel. În schimb, Balaam îi zice, o steră sare din Iacov și vorbește de Isus. Isus este deci și sămânța lui Iacov. Și dacă e vrei să numesc izraeliți, noi suntem Israelul nou, prin sângele răscumpărării. Glorie Domnului Isus. Valoarea sângelui răscumpărării nu o putem calcula. Nu există pe pământ un aparat care să poată număra câte miliarde de dolari ar face răscumpărarea unui singur om. Da, miliarde de oameni. Nimeni nu poate măsura. Așa că nimeni nu poate da prețul răscumpărării, că răscumpărarea e așa de scumpă, că prin propriile exerciții, sporțări sau supunerea la diferite chinuri, nu se poate face niciodată. Papuașii au obicei de Paști ca unul din închisoare care-i pus pe viață în închisoare pentru fapte grozave să spună că el vrea să fie răstignit ca Iisus ca să scape de păcate și din închisoare. Și atunci se adună orașele lor, satele lor și îl bat cu cuie pe cruce, ca pe Isus. Dar, cu toate acestea, răscumpărarea nu se poate face. Ei îl desfac din cuie și îl declară liber și salvat din păcate. Dar, cine poate garanta asta fiindcă cuvântul spune răscumpărarea lor e așa de scumpă că nu se poate face niciodată în schimb dacă cineva se bazează pe sângele lui Isus Hristos și biruie pe Satan cu ofertele lui și ascultă numai de Tatăl Ceresc și de Cuvântul Sfintei Scripturi, atunci omul ăla devine răscumpărat din stările lui, din păcatul lui, că sângele lui Iisus e așa de mare preț. Sângele este viața în definitiv. De aceea zice și în Ioan 6, Cine nu mănâncă și nu bea sângele meu, ca și în Corinteni, nu are viață veșnică, dar cine mănâncă și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Sângele, acest material care circulă în vinele noastre. Vinele noastre, cine știe câte mii de kilometri ar fi dacă fiecare vinișoară ar fi întinsă ca noi să o vedem. Vedeți bine și aici am numit-o buricul lui când vezi că se învârte și la picior, și aici, și în vârful capului, unde sunt terminațiile pielii, toate bine au vine subțiri. Când una din aia se întrerupe, acolo se produce moarte. Sângele e viață și în sângele nostru, este suflu dumnezeiesc. Noi numim astăzi oxigenul, că el poartă viața prin toate colțurile unghiilor și degetilor și trupului, urechilor și așa mai departe. Chiar și în gingei și peste tot vinișoare subțirii. Și motorul ăsta făcut de Dumnezeu pulsează și împinge sângele de a ajunge peste tot. În schimb, Leveticul spune, sângele face ispășirea de păcate prin sufletul care este în el. Adică sufletul trăiește în sânge. Sufletul mai este numit științific mana materiei, că sângele e materie, carnea e materie, dar ce întreține materia aceasta îi sufletul din sânge. Fie slăvit Dumnezeu! Dar să nu vă închipuiți că Dumnezeu a avut plămâni și apoi a suflat ci El a suflat, nu în aer, ci ne scrie Biblia, suflare de viață, mărească-i să numele. Și astfel s-a făcut omul viu, dar a venit dătătorul de, de viață, Iisus Hristos. Și acum, suflul lui în noi, e credința, e dragostea, e nădejdea. Suflul lui în noi e bucuria mântuirii. Suflul lui în noi este o dragoste pentru Dumnezeu care te face să nu mai asculți de Satan cum el n-a ascultat de Satan. Și în felul acesta atunci sângele lui are putere de mântuire. Glorie Domnului. Așa zice aici. Apoi a luat un pahar, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat, zicând, beți toți din el. Acesta este sângele legământului nou. Sângele legământului vechi era de animale sângele legământului nou, îi unicul sânge în tot universul, unicul sânge, un sânge veșnic, zice în evrei Apostolul Pavel, un sânge care nu se transmite prin sânge, cum zice în Ioan capitolul 1, că noi, am devenit născuți din nou, dar nu din voia firii, că adică firea asta încearcă să producă alți copii, dar nu din voia firii, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, măriți să fie Domnul. Astfel, deci sângele lui Isus Hristos are o mare putere. El n-a curățit numai inimile noastre și n-a stropit numai cujechile noastre și ni le-a curățit de faptele moarte, de pofte, de gânduri, de câte străcăciuni sunt în lume. Ci El a făcut cu acest sânge curăție și în locurile cerești mărească-i să numele. Valoarea sângelui lui Isus este foarte mare. Evrei 13 cu 12 spune, De aceea și Isus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Ce era dincolo de poartă? Toate cetățile și satele până ieri alaltă ieri mai sunt și azi colo colo câte un sat și în România care are porți. Și în satele mai de deal, de munte mai sunt cu porți, astfel că la fiecare uliță care iese la câmp, sara este unul care trebuie să închidă acolo, dacă scapă un animal, să nu iasă să se ducă în câmp, să mănânce, de exemplu, luțărnă sau trafoi și apoi să pleznească acolo. Sau să strice în cucuru sau în grâu sau în altele din astea. Îți porți. Tot așa Ierusalimul avea porți de jur în jur. Dar nu avea voie nimeni să facă un omor în interiorul Ierusalimului, fiindcă cei care erau omorâți, și în special cei răstigniți, erau socotiți ca blestemați. De aceea ne spune Pavel în Coloseni că Domnul Isus a murit pe lemn. Și zice el, sângele crucii lui ne izbăvește pe noi de sub puterea păcatului. În felul acesta, deci l a ieșit afară din tabără, afară din Ierusalim. Și acum, dacă vrem să fim mântuiți, să suferim o cara lui, și să ieșim afară la El, ca să suferim acolo împreună cu El, să ne fie dragă calea pocăinței, măcar ca acum nu te ocărește nimeni că ești pocăit. Nu te dă nimeni afară din servici că ești pocăit. Nu staie nimeni salarul cum ne-o tăiat mie și la zeci și zeci de frați și nu te bate nimeni, nu te amendează nimeni. Deci acum noi avem o libertate foarte mare Domnului, Domnului. și în libertatea asta mare oamenii să pleacă mai mult să asculte pe Satan decât pe Domnul. Dacă e vorba că cei din lume își fac o freză ciudată, imediat vei vedea și pe pocăiți cu freză așa. Dacă cei din lume își iau niște haine slutite de să vede toată mușchiulatura trupului pe ei, imediat vei vedea și pe pocăiți așa. Dacă cei din lume obișnuiesc să bea acolo, colo cât un pocăit obișnuiește și el, măcar bere să beie. Și câte nărave din astea, dacă cei din lume aleargă și dă banii pe mașini scumpe, păi pocăiți, vai de mine, ce să se lasă mai prejos? cu toate că cădora nu merg mai departe cu mașina scumpă decât cu aia mai ieftină. Dar numai că nu stivuiești bani pentru sărași, pentru văduvă, pentru năcazuri, ci îi bagi acolo, în mașinuța aia. Sau câte nu facem noi ca lumea. Ascultăm de glasul ispititor a sătanei. Și Domnul Iisus ne-a lăsat un exemplu că El n-a ascultat de satan. Mărească-i să numele. El cu adevărat s-a potrivit și s-a apărat cu cuvântul lui Dumnezeu din Deutronom, în special Deutronom 6. Fiindcă moi să zice, cartea asta pe care o făcut-o el în 50 de zile, ultimile zile ale vieții lui, a scris Deutronomul, asta să fie pusă în chivot și o arată a doua lege și de mare preț, Daniel vorbește despre Isus, mărit să fie Domnul. Scumpii mei, dacă mergem și mai departe cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 1 cu vom găsi, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor. Dragii mei, și eu am făcut păcate, și în gândul meu a fost nelejuiri și eu am fost murdar și eu n-am umblat cum trebuie pe cale, dar Iisus, răscumpărătorul, și-a întins mâna și prin sângele Lui, stropit în nou legământ, am fost curățat. Glorie lui Iisus! Și aceasta să poate întâmpla tuturor celor care nu vor să mai asculte de ispititorul și să împlinească ispitele satanei. Doamne Iisusă, ascultă-ne și dă-ne putere la aceasta. Apoi, mergând în Coloseni 1 cu 14, ne vorbește despre același lucru în special în versetul 13. Ne-a izbăvit de sub întuneric, de sub puterea păcatului, ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, mărit să fie numele Domnului. Iată ce a făcut Tatăl Ceresc cu noi, care ascultăm de Evanghelie. Și toate acestea, prin puterea sângelui lui, lui Isus Hristos, când a instalat noul legământ și cel vechi a mers spre pierzare. În felul acesta, noi nu mai suntem cei care, de frica unei porunci, ascultăm sau împlinim ceva bun, ci din pricina că iubim pe Isus, că El ne-a iubit întâi și ne-a iubit atât de mult pe cum văd eu la mine și la fiecare. Iubirea Lui față de noi s-a arătat prin faptul că nu ne-a ținut în socoteală păcatele și ne-a izbăvit glorie Lui, datorită valorii mare a sângelui Lui Isus. Un singur om nu poate fi răscumpărat cu preț de pe pământ și El ne-a răscumpărat milioane de oameni, milioane sau poate chiar miliarde de oameni și are drept la sângele Lui toată lumea. În Roman 5 cu 9 ne spune, prin același sânge am fost îndreptățiți, socotiți, neprihăniți, noi păcătoși mari am fost îndreptățiți datorită sângelui vărsat din trupul Domnului Isus Hristos. Ce minunăție! și tu ai sânge, dar sângele tău nu poate da iertare. Cu toate acestea, înțelepciunea oamenilor a mai găsit că acolo unde un om nu mai are sânge și gata să moară, cineva să-și dea sângele lui. S-a întâmplat în comuna Câlnic, județul Alba, o femeie n-a putut să fie dusă la spital și a născut. Și medicul din comună s-a dus repede acolo. Dar ce s-a întâmplat? Că n-a venit salvarea și femeia a pierdut sânge foarte mult, și medicul a instalat imediat cumva și a dat din venele lui sânge la femeie. Așa până când a sosit salvarea, femeia era în bune condiții, dar doctorul era gata să moară, că aproape nu mai avea sânge. Și sângele tău e de preț, dar numai că sângele lui Isus, nu numai că întreține viața asta, ci El este pentru viața veșnică, mărească-i să numele. În felul acesta, scumpii mei, și ne vrei nou cu 22. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și ca să fim noi toți iertați, sângele trupului lui Isus Hristos a fost vărsat în întregime. N-a mai rămas sânge în venele de pe cap, toate le-a spart cu spini. N-a mai rămas sânge în mâini, fiind sparte n-a mai rămas sânge în picioare, fii în sparte, n-a mai rămas sânge pe coaste și pe spate, fii în tot arat și brăzdat de nuiele și bicele romane, dar nici în inimă n-a mai rămas sânge și acolo a ajuns sulița ostașului roman și tot sângele din el a fost vărsat pentru mântuirea mea și a Înțelegi aceasta? Îți dai seama de prețul mare a sângelui lui Isus. De aceea e o mirare în toată lumea că Isus a înviat fără să aibă sânge în el, fiindcă sângele și carnea în împărăția viitoare nu folosesc, nu trebuiesc. Acolo e un alt trup de slavă în care nu pulsează materia. Și acolo slava lui Dumnezeu. Și astfel, trupul lui Iisus înviat n-a mai avut nevoie de sânge. Dragii mei, e un lucru foarte interesant. În Evrei 9, cu 13 și 14, sângele lui Isus e mai valoros. Cel al animalelor arată acolo diferența. Era stropit cum am vorbit pe din afară, dar sângele lui Isus stropește mintea și curățaște inima și sufletul și trupul și sânță mintele. În coloseniul 1 cu 19 și 20 ne dă pacea mărit să fie Domnul. Și Petru, la rândul lui, în capitolul 1, cu versetul 19, ne spune iarăși un lucru tare minunat și interesant aici. Îl putem găsi și să-l citim. Să vedeți ce minunăție vede și Petru, apostolul, prin vărsarea acestui mare sânge. Așa, 1 cu 19 din 1 Petru ne povestește după ce mai întâi, chiar în capitolul 1 la Petru, cu versetul 2, ne vorbește la fel de puterea sângelui lui Isus. Versetul 2 zice așa după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos, harul și pacea să vă fie în înmulțite. Pe pagina următoare, versetul 19, care vreau să-l citesc, și ăla zice așa, după ce vorbește în în 18, că ne dăm oștenirea împreună cu Sfință, apoi zice, cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, el a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru toți, a fost arătat la sfârșitul vremurilor. Ce minunăție! În felul acesta, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne arată în primul și în primul rând, în Coloseni, ne dă pacea. Apoi în Evrei 13 cu 12 ne dă sfințirea. În Evrei 10 cu 19, 20 ne dă liber acces la împărăția lui Dumnezeu. Și în Apocalipse 12 cu 10, 11 ne asigură biruința prin sângele lui Isus, sfinții vor birui fiara, prorocul mincinos și toate uneltirile vremurilor groasnice care vin, sângele lui Isus Hristos ne garantează că putem să ajungem neprihăniți, că putem să ajungem cu Dumnezeu în Marea Împărăție care are să se arate după necazurile care vor trece peste pământeni. Dar facă bunul Dumnezeu ca noi toți să fim treji și să nu ascultăm de nicio șoptire venită de la satan, de nicio ispitire. Cum Isus Hristos n-a ascultat de nicio ispitire. Tatăl l-a trimis în lume și i-a dat ocazia, dacă vrei acum lumea, uite ce ce ți oferă în tunecul, în tunecosul Toată lumea ți-o dau, toate bogățiile ți le dau. Dar el a spus, să scris, să nu ispitești spitești pe Domnul Dumnezeu tău. Apoi, uite te fă o minune așa să vadă toți că tu ești cineva. Sai de aici, de pe streșina templului, că doar poruncit îi scris că au porunci îngerilor săi să te păzească, să nu-ți lovești picioarele de vreo preatră. Dar nici asta nu l-a putut birui. Zipetrilor ăsta să facă pâine, doar tu ai putere. Dar nici asta nu l-a putut birui. că e scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem cei pe care ne vechează Dumnezeu. Noi suntem cei care suntem răscumpărați de Tatăl prin sângele unicului Său Fiul Isus Hristos. Noi suntem acei pentru care Tatăl l-a trimis pe unicului Fiu, din sânul Tatălui și l-a făcut om ca să moară în locul nostru, să ia asupra lui nelejuirile și păcatele noastre. Și valoarea acestui sânge vărsat ne mântuiește pe noi și ne garantează intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute! Amin!